Într-o zi, un fiu se duce la tatăl său și îl întreabă: Tată, care este valoarea vieții mele? Tatăl îi dă o piatră și îi spune: Fiul meu, dacă vrei să știi valoarea vieții tale, ia această piatră și du-te la piață. Dacă cineva îți cere prețul, nu spune nimic și ridică doar două degete. Fiul face așa cum spune tatăl său și merge la piață. Se plimbă prin zonă și brusc, o femeie în vârstă se apropie de el și spune: Cât costă această piatră? Fiul nu spune nimic, ci doar ridică două degete. Femeia spune: $2? O iau. Fiul este surprins și aleargă acasă la tatăl său. Atunci tatăl îi spune: Fiul meu, următorul loc unde vreau să mergi cu piatra este la muzeu. Dacă cineva îți cere prețul, nu spune nimic și ridică doar două degete. După aproximativ 20 de minute, un bărbat îmbrăcat în costum se apropie de el și spune: Tinere, cât costă această piatră? Fiul nu spune nimic și ridică doar două degete. Bărbatul spune: $200? O iau. Fiul este surprins și aleargă acasă la tatăl său. Acasă tatăl îl așteaptă și îi spune: Fiul meu, ultimul loc unde vreau să mergi cu piatra este la un magazin de pietre prețioase. Intră acolo și dacă cineva îți cere prețul, nu spune nimic, doar ridică două degete. Fiul aleargă spre magazin și găsește acolo un bărbat în vârstă la teșghea. Când bărbatul în vârstă vede piatra, sare deodată și strigă: O, Doamne, ai piatra pe care am căutat-o întreaga mea viață. Ce vrei pentru ea? Cât costă? Fiul nu spune nimic și ridică doar două degete. Bărbatul în vârstă spune: $200.000? O iau. Fiul nu poate crede ochilor și aleargă acasă la tatăl său. Atunci tatăl îi spune: Fiul meu, acum înțelegi valoarea vieții tale. Viața ta este despre locul în care ești. Poți decide dacă vrei să fii o piatră de $2 sau o piatră de $200.000. Există oameni care te iubesc și pentru care ești totul, iar alții care te vor folosi ca un bun comerț și pentru ei nu vei avea nicio valoare. Așadar, este în mâinile tale, fiul meu, să decizi valoarea vieții tale. Mulțumesc pentru vizionare și dacă doriți și mai multă inspirație, vă recomand cu căldură să urmăriți acest videoclip.